Bine ați venit, dragilor, la un nou episod din podcastul nostru Vocea Superblog. Astăzi discutăm cu reprezentanții editurii Niculescu, pe care ați primit-o cu mult entuziasm alături de noi toamna aceasta, și anume Andrei Niculescu, general manager al editurii, și Diana din Călucu, specialist PR. Bine ați venit, dragilor, alături de noi! Bine, v-am găsit momentan via vlog, dar sperăm într-un viitor apropiat și personal, face to face. Aștept, sigur. Și cum se zicea de mult, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Exact, bună ziua tuturor ascultătorilor și anume în special superblogărilor care sunt pe fir, pe recepție, dar și iubitorilor de lectură, care cred că nu sunt deloc puțini și cu siguranță vă și cunosc pentru că sunteți o prezență veche pe piața din România. Hai să începem cu prezentările, să zic așa. Cine sunt Andrei și Diana, atât în spațiul profesional, cât și în cel personal, așa, atât cât vreți să dezvolviți. Ladies first, deci, ladies first, așa. Eu sunt profesionist în PR de 11 ani. M-am alăturat recent echipei Niculescu. Și ce pot să spun decât că m-am alăturat cu toată dragostea pentru citit, pentru lectură, așa cum probabil toată lumea a făcut, am crescut cu cărțile Niculescu. Nu pot spune că pe cele de la școală le-am iubit, dar pe cele de acum, pe cele noi, chiar le iubesc. Am descoperit o grămadă de titluri pe care le-am citit, în special de Khaled Hosseini, pe care am înnebunit pe toată lumea de aici, când am făcut legătura și eram, da, și eram înnebunit, nu vine să cred, vine să cred. Ne bucurăm tare, tare mult că suntem alături de voi în competiție, pe vlog și abia așteptăm să citim ce vor scrie superblogării. Și noi suntem foarte, foarte curioși și vine foarte, foarte curând provocarea voastră. Andrei, tu ai crescut, cred, și la propriu și la figurat cu Niculescu. Sunt o victimă. Bună ziua, mă numesc Andrei, am 39 de ani și m-am alăturat echipei Niculescu acum 39 de ani. Deci editura s-a fondat în 93. Părinții mei au fost vizionarii. Tatăl meu s-a hotărât să înființeze o editură în timpul mineriadei din 90. Era la universitate și avea în față la arhitectură acolo un autobuz care ardea în flăcări. Și uitându-se la autobuzul ăla în flăcări, a zis, eu o să-mi deschid o editură. Și așa s-a și întâmplat. Am crescut evident cu editura în casă, am auzit toate problemele posibile și imposibile dinainte. M-am alăturat efectiv echipei în 2008, după 3 ani de consultanță și 25 de ani de școală, cum zic eu. Mă rog, mi-a plăcut școala. Și din 2016 sunt general manager. Am reușit să lucrez cu tatăl meu în același birou timp de 8 ani de zile, ceea ce e foarte greu de închipuit, dar într-un fel foarte bizar și original a funcționat. Și am construit împreună o mulțime de proiecte și acum încerc să să dezvolt lucrurile pe viitor într-o lume care e complet nouă, care nu prea nu se mai aseamănă cu nimic din ce am trăit până acum. Și acum că am făcut prezentările, mulțumesc Diana și Andrei, am aflat că, iată, anul viitor editura Niculescu împlinește 30 de ani. Da. Hai să... Da, e exact veche, cum ați spus. Este cu tradiție, cu tradiție, da, Andrei, cu tradiție. Super longevivă. Ce putem să știm noi ceilalți despre editura Niculescu, pe lângă această longevitate, pe lângă faptul că toți cunoaștem încă din școală, așa, manualele, cărțile școlare, dicționarele? Eu am făcut limbi străine, era de bază
editura Niculescu în bibliotecă și încă le am pe foarte multe. Așadar, ce ar trebui să știe iubitorii de lectură despre editura Niculescu? Cum vă diferențiați voi pe piață? O piață dificilă, zic eu. Noi ne-am lansat, în primul rând, printr-o ofertă foarte puternică de carte educațională. Indiferent că vorbim de școală sau de carte de librărie, am fost foarte concentrați pe domeniile de limbi străine, dicționare, carte școlară, carte educațională în general. Lucrul ăsta a rămas pentru că atât tatăl meu cât și eu suntem ingineri. Și inginerii au, cum să zic, blestemul ăsta să caute adevărul. Defect profesional. Da. Așa. Defect. Deci aș putea spune că cumva o idee centrală care ar putea să răzbată așa din cărțile noastre este nevoia asta de adevăr. Încercăm să publicăm toate cărțile pe care le facem ca un soi de instrument de lucru pentru domenii cât mai largi de audiență. Deci scopul nostru final este să educăm, să fim un soi de mentori pentru cititorii noștri. Având componenta asta puternică de non-ficțiune care provine din limbi străine, dicționare, domenii care s-au restrâns foarte mult datorită globalizării, acum publicăm foarte multe cărți de non-ficțiune, de adulți și de copii, cu această tentă puternică educațională, informativă și care tratează un subiect cât mai, nu vreau să spun științific, că nu suntem editură științifică, dar dintr-o perspectivă cât mai obiectivă, să spun. Și, bineînțeles, o grămadă de alte lucruri adiacente acestui filon central. Și, mă rog, multe proiecte noi despre care o să vorbim mai încolo. Nu spunem da, acum. Da, vă trag de limbă, nu scăpați. Cei drept, cei care au vizitat de curând site-ul editurii Niculescu, inclusiv Superblogger, pentru că le-ați lansat o invitație la lectură, o invitație generoasă. Între timp au și ajuns cărțile la ei, le-au primit cu mult entuziasm. Așadar, spuneam cum cei care au vizitat de curând site-ul vostru, cu siguranță au văzut că aveți o ofertă bogată în titluri de dezvoltare personală, de parenting, multe cărți pentru copii. Așadar, s-a diversificat oferta editurii și, în același timp, am văzut că aveți și audiobook-uri, respectiv e-book-uri, pentru cei mai moderni, mai familiarizați cu noile tehnologii și, poate, cu un spirit mai practic, să zicem. Cum stau lucrurile în acest sens? Am discutat despre trecut, hai să vedem acum direcțiile despre viitor, pentru viitor. Deci, întrebarea este cum vedem lucrurile de acum încolo sau... Da, întrebările sunt mai multe, de fapt, exact. Apropo de oferta voastră de audiobook-uri și e-book-uri, cum stau lucrurile în sensul ăsta? Subiectul ăsta de carte electronică în domeniul nostru, în industrie, a apărut acum aproape 20 de ani. Eu merg la târgul de carte de la Frankfurt de la 9 ani, în fiecare an. Și pot să, adică sunt un martor încă viu al dezvoltării industriei globale de publishing. Din 2004 au apărut foarte puternic subiectul ăsta pe tapet. Ce facem cu cartea tradițională? Se vor transforma toate cărțile în e-book-uri? Va dispărea hârtia? Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. E palpitant, e un subiect care poate să fie în sine o temă interesantă de discuție. În prezent, audiobook-urile sunt domeniul cel mai efervescent acum, pentru că am ajuns la un nivel tehnologic și, mă rog, device-urile pe care le folosim sunt acum, abia acum la un nivel la care ne permit să folosim tehnologia asta foarte ușor.
e-book, noțiunea de e-book apărând în 2004, înaintea smartphone-urilor, a fost necesar atunci apariția unor device-uri noi, de tip Kindle, acele e-readere, pentru că nu existau telefoane sau laptopuri sau tablete atunci. Și din motivul ăsta, noțiunea de e-book s-a perimat, pentru că n-a prins la vremea respectivă, moda s-a dus și atunci, cum să zic, cumva s-a uitat. Audiobook-urile care există de mult timp, acum au o proliferare mare pentru că sunt foarte la îndemână. Deci acum toată lumea făcând un soi de navetă, într-un fel sau altul, sau lucrând de acasă, sau având o mulțime de pauze sau de perioade în care ar putea să asculte ceva, audiobook-ul are o căutare din ce în ce mai mare acum. Și pe asta ne axăm și noi. Suntem foarte activi în zona de audiobook, ne dezvoltăm pe toate planurile posibile și suntem foarte entuziasmați de ce urmează. Super! Și așa ca o paranteză, avem cărți pe audiobook-uri, avem pe AudioTrime, colaborăm cu ei, urmează să începem colaborarea și cu Voxa. Iar pe site-ul nostru, așa cum vor vedea și în brief de altfel, avem cele două secțiuni dedicate atât e-book-urilor cât și audiobook-urilor. Și acolo se găsesc toate cărțile în cele două formate. Și în prezent avem peste 100 de e-book-uri disponibile din oferta noastră și aproximativ peste 20 de audiobook-uri da. pe aceste platforme. Deci și în continuare investim foarte mult și ne dezvoltăm foarte mult în zona asta pentru că e foarte palpitant să vezi cum actul acesta de lectură se transformă în timpul vieților noastre. E o chestie revoluționară din ultimul mileniu, să zic așa. N-a mai fost așa schimbări în zona asta a lecturii. Trăim o adevărată revoluție în ceea ce privește suportul de citit și noile tehnologii ne ajută. De altfel, superblogării sunt familiarizați și cu platforma Voxa, care ne-a fost sponsor în primăvara acestui an. Așa că, sigur, au multe de descoperit acolo. Și, bineînțeles, rămânem conectați la viitoarele voastre titluri să vedem ce mai apare. De altfel, această paralelă între cartea pe suport fizic, pe hârtie tipărită, versus cartea în format audiobook sau e-book, face și subiectul briefului vostru. Și aici mă îndrept spre tine, Diana, am senzația că tu ai fost sprijinul care a pus la cale acest subiect palpitant. Cu siguranță o să vă întreb ceea ce ar vrea să afle toți superblogării și în special pentru motivul că sunteți la prima participare. Așa că ar vrea să afle cu siguranță de la voi cam ce așteptări aveți sau ce recomandări pentru cei care concurează la Editura Niculescu și vor fi. Da, în primul rând vrem să le mulțumim. Chiar dacă încă nu am citit nimic din partea lor, suntem siguri că vor trata cu foarte mare creativitate proba noastră, pentru că asta este cel mai important. Așteptăm de la ei să fie cât mai sinceri, să putem să vedem și noi, de fapt, ne interesează foarte mult părerea lor din poziția de cititor. Noi știm ceea ce ne place din poziția de editură, dar suntem curioși să vedem care este principal trendul. Este mai ok? Vor merge mai mult către audiobook-uri, e-book-uri? Rămâne cartea, știu cum e, prima iubire care nu se uită niciodată? În ce momente preferă cărțile fizice, poate sunt momente în care preferă cărți fizice sau, nu știu, îmi pleacă în călătorii, în concedii, au audiobook-uri. Suntem efectiv, așteptăm să fie sincer cu noi și să putem și noi să învățăm din ce ne scriu ei și să, la fel, să vedem și noi care este trendul. Așa ne vedem din piață, să vedem ce zic cititorii. Apropo de piață și de cititori și de tendințe, nu e așa, care sunt cele mai căutate dintre titlurile editurii?
Eu, tu, eu. Așa, deci din perspectiva mea, din perspectiva mea de cititor, glumesc. Dacă ar fi după mine, așa cum Andrei o să zică, da, Diana, știm, Khaled Hosseini. Khaled Hosseini este unul dintre cei mai citiți autori ai noștri și a rămas și probabil va rămâne pentru totdeauna, pentru că tratează niște subiecte care sunt efectiv sfâșietoare. Mai avem Femei care aleargă cu lupii, la fel este un titlu foarte căutat din oferta noastră. Aici, ca să spun, pentru că multă lume nu știe, noi mai avem încă două cărți de la autoare, inclusiv o continuare a acestei cărți, așa că îi așteptăm pe site să vadă despre ce este vorba. În principal avem bestsellere din zona de dezvoltare personală. Unul care îmi place la fel foarte mult este Acționează și gândește ca o pisică, evident, pentru iubitorii de animale și nu numai. Și este un ghid care să învețe de ce pisica chiar este un profesor mai bun decât colegii umani, limbajul corpului, iar pe partea de cărți pentru copii, aici avem o serie foarte dragă nouă, Eu și aici avem mai multe personaje, Zeus, Odin, Merlin, la fel foarte frumoase, iar la copii, cred că aici copii avem foarte multe titluri care ar putea să intereseze, depinde foarte mult de gusturile fiecărui părinte. La copiii mei, La la copii, în tu? general, am spus că suntem concentrați pe non-ficțiune, deci nu publicăm foarte multe cărți de povești, dar ne interesează foarte mult domeniul STEM. Ne interesează mult orice fel de enciclopedie, de atlas, de, știu eu, carte frumos ilustrată și foarte, foarte bine documentată, din care mai ales, sau cum să zic, cu precădere, părinții au foarte mult de învățat. Deci, citindu-le copiilor, citindu-i și copilului meu, aflu o grămadă de lucruri de cultură generală extrem de interesante din cărțile noastre de copii. Da, aici pot să secondez pe Andrei, pentru că am prietene cărora le-am dat cărțile și la fel mi-au povestit că citind să minunau ele de ce învață mai mult decât cel mic sau cea mică. Avem a doua șansă, nu-i așa? Dacă nu s-au fixat niște suficiente informații, mai ales că atunci când eram noi copii, nu exista o ofertă atât de bogată și niște cărți atât de frumos colorate. Așa că, de ce nu, trebuie să recunoaștem, cred că și nouă ne face plăcere ca adulți să descoperim și redescoperim informații. Îți spun sincer că mie, da, eu nu am copil, dar de fiecare dată când îmi aduc colegii noutățile, mă bucur mai mult, cred că, decât cei mici, adică Nici nu. eu, dar nu putem să dăm în mintea copiilor, cum se spune, avem toate scuzele. Da. Apropo de procesul de publicare al unui titlu, mă întreb cum decurge de la momentul în care selecționați, să zicem, un anumit volum până la punctul în care se lansează pe piață. Care sunt etapele, cam cât durează, ce se întâmplă de fapt, care e bucătăria, să zicem, între ghilimele din cadrul unui editur. Așa, cum să zic, foarte, foarte pe scurt, pentru că am putea vorbi ore întregi despre asta, că asta ne pasionează cel mai mult. Și nu ne-ar deranja, sigur. Procesul de apariție a unei cărți e asemuit cu nașterea unui copil. O carte durează 9 luni, în medie. Deci e o muncă extraordinară care se face pentru apariția unei cărți în limba română. Din păcate, zic eu, peste 95% din titlurile publicate în România sunt traduceri. E foarte rar și cum să zic, suntem onorați și e o ocazie unică să publicăm un autor român. Așa ceva e foarte, foarte, cum să zic, rar, pentru că cunoaștem, nu sunt niciun fel de măsuri de sprijin pentru autori, nu se încurajează deloc scrisul românesc, știm în ce țară trăim și asta e situația. De aceea, toată piața de carte este practic aproape exclusiv rezervată titlurilor străine.
Asta presupune o muncă foarte, foarte mare de alegere, pentru că titluri străine sunt milioane și atunci editorii se străduiesc pe măsura posibilităților lor să aleagă ce consideră ei că sunt cele mai bune titluri pentru România. Și atunci intervine o muncă, dacă ne închipuim că editorul e așa un fel de, ca un fel de arhitect care face bridge-ul ăsta între artă și tehnică, și editorul face bridge-ul între scris și vânzare, să zic. Ar fi foarte frumos să vorbim cu autorii. Poate că e o imagine din asta că editorul este un soi de creator care stă de vorbă numai cu autor și se învârte în cercuri foarte elitiste, Un când de fapt, demiurg, nu. da, când de fapt, mă rog, multă muncă este legată de cifre. Eu, cum să zic, nu e atât de Glamorous. glamorous, dar nu știu ce cuvânt să aleg. Ne-ar plăcea să vorbim mai mult cu autori, să colaborăm cu ei și să creăm ceva frumos împreună, însă, pentru că un autor român, adică e foarte greu pentru un autor român să trăiască din scris în România, munca noastră se traduce, de fapt, în alegerea celui mai bun titlu. Iar acea alegere e un proces care durează luni de zile. Un editor obișnuit, de exemplu, dacă aș putea să mă folosesc pe mine ca exemplu, eu citesc în jur de 100, 150 sau spre 200 de cărți pe lună. Când spun citesc, nu vreau să spun că le citesc cap-coadă, dar trebuie să evaluez o mulțime de cărți care sunt în curs de apariție sau tocmai au apărut în limba originală, din care eu să aleg cărțile pe care vrem să le publicăm noi. Și printr-un proces de mai multe etape și mai multe filtre și mai multe site, rezultă un număr care niciodată nu ne satisface de cărți noi pe care le publicăm. Noi am vrea să le publicăm pe toate, dar bineînțeles că nu se poate, pentru că iubim cărțile. Dar atunci trebuie să ne orientăm și pe piață. Și există feeling-ul acesta, adică orice editor se balancează nevoia pe care o percepe el despre o carte în piață, deci ce ar vrea el să existe pe rafturile librăriilor din România versus ce crede el că s-ar vinde. Și aici există și o discuție de responsabilitate. Fiecare editor, practic, își impune oarecum, mai mult sau mai puțin voluntar, percepția lui asupra ce este nevoie în România. Și de asta găsim cărțile pe care le găsim în librării, pentru că majoritatea editorilor așa gândesc. Dom'le, ce este nevoie în România acum? La ce mă pricep mai bine? Unde aș putea să-mi folosesc expertiza ca să aduc cel mai bun conținut și cuplat cu ce anume cred eu că se va vinde și va merge bine și va avea succes comercial. Și lucrurile astea nu se îmbină tot timpul. Și e un balans fin pe care trebuie să-l facem. Deci un proces fundamentat mai degrabă pe cifre și nu pe doar preferințe personale, să zicem, sau Nu mai trăim de mult percepții. în lumea lui Heinrich Böll, care a fost publicat prima oară în Germania de editura Rowohlt, cred, poate mă înșel, sau Fischer, una din ele, unde Herr Rowohlt, editorul marii edituri de literatură germană, nu publica niciun autor nou până nu bea o noapte întreagă cu el. Dacă rezista autorul să bea o noapte întreagă cu el, avea șanse să fie publicat, altfel nu. Și în felul ăsta, Rowohlt a publicat foarte, foarte mulți laureații Premiului Nobel pentru literatură, care au și reușit să facă treaba asta. Deci nu mai suntem în vremurile alea. Acum,
Nu știu Mari câte șanse Steina, au doamnele direct. să facă față acest proces de selecție, dar da, foarte interesantă această anecdotă. Bun, mi-ați spulberat așa un pic imaginea idilică, toți, cred că toți sau foarte mulți, vă invităm așa un pic, lucrați în editură și acum că mi-ai spus că e mai mult despre cifre și nu chiar așa mult despre preferințe personale, că eu îmi imaginam că voi citiți toată ziua, nu? E așa? Asta ce-ar vrea oricine să facă într-o editură. Vă întreb, de fapt, cum arată o zi din viața voastră, Diana și Andrei? Dacă nu citiți toată ziua, atunci ce faceți mai exact? Da, Andrei citește toată ziua e-mail-urile de la mine, diverse propuneri, deci tot citește. O zi din viața mea ca specialist de PR începe evident cu e-mail-uri, foarte e-mail-uri, foarte multe e-mail-uri, după cum bine știi. La care contribui și eu, da, sigur. Da, exact, ești una dintre victime. Și începem mai ales prin a mă decide împreună cu colegul meu ce titluri vom promova în următoarea perioadă. Iar apoi eu pot să spun că sunt o norocoasă pentru că am parte de foarte multă creativitate din postura mea, așa că pot să fac de cap cu postările pe social media, diverse materiale de promovare. Dar în principal, deși toată lumea crede acest lucru, nu citim atât de mult pe cât mi-aș dori. Eu am o bibliotecă în care mi se aduc cărți pe care trebuie să le promovez și mă uit de fiecare dată la ele și o zic, mâine o să vină și vremea ta. Nu vine, dar sper să vină în curând. Așa că la Andrei, după cum ai observat, nopți de beție, cifre, adică nu... Deciziile se iau greu. Așa că trebuie cineva să sufere și această parte, nu-i așa? Da. Și tu, Andrei, pe la târguri de carte, nu-i așa? Am înțeles încă de la 9 ani te antrenezi. Da, bine. Și noaptea, deja mi-ai spus. Da. Asta era cu 150 de ani. Nu se mai... Vremurile, practică. Ce păcat că s-au schimbat vremurile. În viața unui editor nicio zi nu e la fel cu cealaltă. Nu există deloc rutină. Asta poate să fie o problemă, dar de plictisit nu ne plictisim. O zi poate să fie plină de discuții de vânzări, de campanii, de clienți, de încasări, de retururi. Lucrăm cu marfă. Deci suntem un producător de obiecte care se vând în retail și non-retail. Deci avem canale de vânzare offline, online, campanii, discounturi, procente, retururi, încasări, toată partea asta financiară cu care se confruntă orice companie și pe care nu poți ignora, pentru că altfel nu merge treaba înainte. Mai este componenta de parteneriat extern și de drepturi, contractare de titluri străine, discuție cu agenții literari, negocierea contractelor de achiziție de drepturi, discuții legate de termenii contractuali din fiecare carte pe care o public. Fiecare carte este obiectul unui contract care se negociază. Deci, e o mare parte de back and forth extern. Noi lucrăm cu câteva sute de parteneri externi. Edituri, agenți literari, scouts, tot felul de oameni din lumea aceasta a publishing-ului. Și asta e o componentă importantă. Royalties, avansuri, ilustrații, nimic nu e ușor. Doar să vă dau un exemplu. Lucrăm acum la o copertă, iar la coperta respectivă avem 6 sau 7 deținători de drepturi pentru fiecare element grafic din coperta respectivă și negociem cu fiecare în parte separat ce să includem pe copertă și ce nu. Copertele, tot noi le facem. Avem un designer,
ne plac, nu ne plac, mai mută acolo copacul în stânga, mai pune o floricică, mai... Deci e o muncă redacțională, editorială, frumoasă, care ne place foarte mult. Într-adevăr, editorul nu face doar, nu stă doar toată ziua să citească și să trăiască într-o lume a lui, ci concret este managerul unei firme cu mulți oameni care trebuie să funcționeze într-un fel. Avem depozit, avem rafturi, avem sponsorizări, infiltrații, avem retururi, avem paleți, avem dube, avem deci e și o hârșeală de asta logistică pe care nu poți ignora și asta face editorul. Le îmbină și palea și palea și gulerele albastre și gulerele albe în aceeași zi. Avem, ne schimbăm uniforma și mergem mai departe. Sună foarte palpitant, ca un Halloween continuu, așa. Da. Păi, ce să zic, dacă rezistați, și nu doar că rezistați, adică chiar progresați și sunteți din ce în ce mai buni și mai vizibili de aproape 30 de ani, înseamnă că e clar că pricepeți la asta. Într-o piață, așa cum ziceam, nu tocmai simplă și pentru toate motivele pe care tocmai mi le-ai enumerat, pentru că sunt atât de mulți factori de care trebuie să țineți cont și pe care să-i țineți sub control, dar și pentru faptul că, din păcate, în România încă este mult loc de creștere, din păcate sau din fericire, pentru că știm toți cum se situează cifrele privind accesul la carte. Ce ne puteți spune în sensul ăsta? Care sunt oportunitățile, dar și punctele minus de piața de carte, privind, să zicem, și partea plină și partea goală a paharului? Oh. E un subiect spinos. Vreau să zic mai întâi cam cum arată lucrurile acum. România se confruntă cu un brain drain foarte accentuat. Se simte asta. Au fost milioane de oameni cititori care nu mai sunt și pe care nu îi putem accesa în niciun fel de aici. Ei au plecat, mulți dintre ei nu se mai întorc. Cei care au rămas, ne străduim să fim cât mai alături de ei. Însă, în ce situație suntem acum? În 1990 erau 1600 de librării în România. În 2021 mai sunt 270. Plecările, depopularea orășelelor mici, cuplată cu proliferarea retail-ului, a dus la închiderea magazinașilor din centrele orașelor, nu neapărat foarte mari. Deci dacă scoatem primele 10 orașe din România, să zic, celelalte au suferit foarte mult. S-a deschis un hipermarket, un supermarket undeva, au dispărut toate magazinașele alea de pe strada principală, era o cofetărie, era o frizerie, era o alimentară, era și o librărioară mică. Sute și sute de astfel de librării s-au închis în țară. Și atunci tot mediul acesta offline acum suferă foarte mult și se atomizează extraordinar de mult, în sensul că orașele mari se dezvoltă, dar în afară de cele 7, 8, 10 orașe mari, restul, toată zona asta de offline suferă dramatic și nu are nicio șansă să-și revină, fără sprijin și fără programe susținute. Noi nu avem ce să facem aici. Deci asistăm efectiv la decesul comerțului de carte în comune, în orașe mici și așa mai departe. Online-ul, bineînțeles că vine și compensează într-o anumită măsură, dar nu chiar atât de mult și vorbim tot de oameni care au acces cumva, adică sunt urbanizați și sunt puțin... Practic, despre ce vorbim, acele procente de abandon școlar și de analfabetism funcțional sunt consistente cumva cu cam la acelea, deci 25%, 40%, cam tot atât sunt tineri care nu au acces deloc la carte. Deci sunt mii de localități
unde niciun copil nu are acces la vreo carte. În afară de biblioteca școlară din comună, în care ne imaginăm cum arată. Dacă există. Dacă există. Deci situația e dramatică din punctul ăsta de vedere. Tot ce putem face este să strigăm și să țipăm. Însă, cum să zic, trebuie clar susținere guvernamentală, ceea ce n-a existat niciodată de 30 de ani de când, de după Revoluție, nimeni nu a făcut nimic în zona asta. Asta e situația de acum. Acum, pe viitor, există totuși niște, cum să zic, speranțe sau niște luminițe. Sunt tot mai mulți tineri care înțeleg că șansa lor de succes în viață este strâns legată de cunoaștere. Asta e un fenomen global. Și dacă ne uităm la toți indicii aceia de dezvoltare globală, vedem că omenirea crește, pentru că majoritatea zonelor în curs de dezvoltare se urbanizează încet încet și apare accesul la educație de bază, la medicină și așa mai departe. Acolo suntem și noi, din păcate, în multe părți din România, unde copiii își dau seama că, ca să nu mai ajungă unde sunt părinții ei, lor acum, trebuie să citească, trebuie să se perfecționeze într-un fel. Și simțim treaba asta. Sunt foarte mulți tineri care au nevoie de informație, de informație structurată, nu de informație ușor disponibilă pe internet. Cartea, în orice format ar fi, electronic, fizic, whatever, conține o informație, cum să zic, foarte coerentă și a cărui subiect este tratat în mod profund. Deci dacă ai un interes anume pentru orice fel de subiect, cu o carte poți ajunge să cunoști un anumit domeniu mai în detaliu. Asta este avantajul competitiv al cărții vis-a-vis de just Google it. Și pe asta ne bazăm, asta încep să înțeleagă și o mulțime de tineri și vedem că sunt tot mai mulți care se informează în felul ăsta. Da, e un peisaj cam sumbru. Să știi că o parte bună tot ce am făcut noi în ultimele luni, apropo de accesul tinerilor la partea de cărți, sunt sponsorizările pe care le-am făcut, am lucrat cu Asociația Antonia în ultima perioadă, care chiar au avut o campanie foarte frumoasă cu Antonia Citește, în care efectiv am trimis beneficiarilor lor cărți de copii pe diverse categorii de vârstă și am primit înapoi feedback-ul celor mici, un feedback foarte frumos. În momentul în care citeam, ne-am citit, am trimis și colegilor, ne-am dat seama că, da, există acolo o speranță că cei mici care vin, viitorii cititori ai cărților de dezvoltare personală și așa, au nevoie de un sprijin, de un ajutor să găsească cărți potrivite să ajute și mai ales să dezvolte acest gust al cititului. Da, e bine când constatăm că există acest apetit pentru lectură în rândul celor mici și pe care suntem datori noi așa să-i încurajăm prin orice mijloace. Dincolo de veșnicele speranțe și așteptări de la guvern, oricare ar fi el, mă întreb ce s-ar putea face, dacă s-ar putea face ceva, de exemplu, mă întreb, există o asociație a editurilor în România care, nu știu, s-ar putea cumva, ar putea să facă niște presiuni asupra cadrelor de decizie, astfel încât să se întâmple lucrurile într-un anumit fel, sau pur și simplu rămânem la mediul privat și face fiecare ce poate, atât cât poate? Cum stau lucrurile, Andrei? Asta este un exemplu clasic de românism în sensul lui cel mai peiorativ posibil.
Germania e cea mai mare piață de carte europeană. Are o cifră de afaceri de 12 miliarde de euro. Spre comparație, România are o piață de carte de 100 de milioane de euro. Deci raportul este de zeci de ori mai mare față de raportul populației. Germania are 5.000 de edituri și undeva la 2.000 și ceva de lanțuri de librărie, care se traduc în vreo 5.000-6.000 de librării fizice, nu mai spun de cele online. Toate aceste 5.000 de edituri cu cele 5.000 de librării sunt organizate într-o singură asociație. Una singură este, care reprezintă interesele întregii culturi scrise germane. Și astea sunt rezultatele. Gradul de citire, deci cei care citesc cel puțin o carte pe lună în Germania, este undeva la 42-43%. În România procentul ăsta este de 9%. Deci din populația României care citește cel puțin o carte pe lună. În România avem undeva la, nu știu, să zic 30 de edituri, așa grosso modo, care cu siguranță produc peste 90% din titlurile de pe piață. În total ar putea să fie 200-300, dar acolo vorbim de edituri care pot publica și două titluri pe an. Aceste, să zic, câteva zeci de edituri din România sunt organizate, adică sunt, și apără interesele, organizate fiind în 5 asociații profesionale diferite, care se bat între ele, care se concurează și își fură edituri de la una la alta și care nu reușesc niciodată să se pună de acord. Iar librăriile sunt reprezentate de trei asociații diferite de librari. Deci avem 5 asociații de editori, 3 asociații de librari, alea 5 se bat între ele, alea 3 se bat între ele și alea 5 cu alea 3 se bat între ele. Deci acolo aproape suntem. Îmi pare rău că am întrebat, da. Este Game of Thrones al editurilor. Game of Thrones, ca să rămânem în registrul ficțiunii, teoretic, dar nu e chiar ficțiune, adică e chiar realitate. Ca să revenim la lucrurile mai pozitive, aș vrea să îmi spuneți, pentru că vin sărbătorile și toți vom avea pe de-o parte și vacanțe în care să ne bucurăm mai mult de citit și pe de altă parte, așa, pregătim și cadouri pentru cei dragi. Așa că vreau să îmi spuneți ce pregătiți pentru viitorul apropiat, dacă aveți campanii pentru... Avem multe. Ce aveți? Chiar avem multe. O să începem cu surpriza de care zicea Andrei de la începutul interviului. Anul acesta ne-am decis, sau decis că eu am venit în, eram deja decis, să scoată mai multe titluri de ficțiune. Așa că vom avea două colecții noi la Niculescu Fiction, Noir și Rouge. Deci vom merge către partea de personal preferată, thrillere. Foarte multe, la fel un lucru care i-am înnebunit, dar și partea de romance. Aici este discutabil în funcție de titluri. Și pot să spun primele trei? Da? Ok, deci avem săptămâna aceasta vor intra în site-ul nostru primele trei titluri. Cealaltă soră, Bennett, Masacrul de la Storm Mood, da? Așa, că mereu are un nume foarte dificil. Și cea pe care o aștept eu cel mai mult și care este deja acasă pe noptieră și așteaptă să fie citită, Obsesia, care culmea este romance. Dar o să vă las pe voi să vedeți despre ce este vorba. Puteți să intrați să le căutați. Vineri zic eu că vor fi online toate. Obsesia deja este disponibilă. Și urmează să mai scoatem câteva titluri până la următorul mare târg la care vă invităm pe toți, Gaudeamus,
între 7 și 11 decembrie. Acolo vom avea mai multe titluri, vom avea 5 sau 6 din parte de ficțiune, alături de bestsellerurile noastre, evident, și vă așteptăm să ne cunoașteți pe toți, pentru că vom fi în echipă completă, nu doar noi doi, ci și colegii din redacție. Iar special în următoarea săptămână, săptămâna viitoare de Black Friday, avem o campanie de pe 11 până pe 13 noiembrie, unde vom avea reducere 50% la toate titlurile Niculescu și o să avem și o carte cadou la alegere din 10 titluri pe care le-am ales special cu colegul meu să mai primească, să mai aveți un plus de citit. Însă, cartea de care sunt eu cea mai încântată, îmi pare rău, Andrei, este Marele Atlas al Crăciunului. Da, din perspectiva noastră, ca editură, cred că este cel mai complet atlas despre obiceiuri din toată lumea legat de Crăciun. Este o carte pe care noi chiar o promovăm și o recomandăm atât copiilor cât și adulților, pentru că vor afla foarte multe lucruri. Avem, chiar mi-a scris o prietenă care l-a cumpărat și mi-a zis, știi, îl luasem ca să-l iau cadou, să-l dau copiilor unei prietene, dar cred că îl voi prostra eu, pentru că este cel mai frumos atlas al Crăciunului pe care l-am văzut. Este o carte, deci nu, efectiv am așteptat de când am aflat că va ieși pe piață, adică din iulie, i-am tot bătut la cap și este minunat. Deci chiar merită să fie citit. Voi aveți acolo atmosferă crăciunească încă. Stai liniștită că o să înceapă, o să fie împotriva voinței lor, dar eu o să o aduc. Și mai avem cealaltă carte pentru copii la care s-a muncit enorm de mult și de care colegii noștri sunt foarte mândri. Se numește Marele Fluvii. Este o carte cartonată. O ai pe aici? Nu ai. Da. Eu am luat-o pentru sesiunea foto, pentru social media, așa că nu pot să arăt. Însă este o carte cartonată superbă, care chiar prezintă la fel povestea a 18 fluvii, alături de tradiții, popoare și tot ce poate să învețe atât un copil, dar mai ales, știu cum e, părintele care citește alături de copil. Cu atâtea tipsuri frumoase, eu mă întreb dacă mai apucă și copiii să pună mâna pe ele, pentru că eu cred că adulții sunt primii care le devorează. Da. Și, da. Fiindcă mi-ați zis ce surprize aveți pentru viitorul foarte apropiat și, slavă Domnului, sunt destule, abia aștept să le văd și eu, vă doresc mult succes la târgurile care urmează, dar spune-ne, Andrei, dacă ne poți dezvălui pentru anul viitor, care va fi, iată, 30 de ani de activitate în Niculescu, ce puneți la cale? Ce planuri aveți? Anul viitor o să fie destul de provocator pentru toată lumea. E o perioadă foarte imprevizibilă prin care trecem acum. E foarte greu să ne facem planuri și încercăm să ne reinventăm și să fim dinamici și cumva să nu ne cramponăm în niște idei fixe. Lucrurile evoluează de la lună la lună. Aici mă refer la nivelul de investiții în producție, în cărți noi. Așteptăm să vedem cum vom ieși din iarna asta. Dacă va veni o criză, nu va veni, nimeni nu știe, nimeni nu poate să spună ce urmează. Anul viitor pentru noi e un an deosebit, pentru că e aniversar, împlinim 3 decenii de existență, suntem foarte emoționați și, cum să zic, e măgulitor să vezi că poți să faci cărți în România de 30 de ani de zile. Deci e un lucru frumos și ne încarcă cu multă mândrie, dar și umilință, dar și responsabilitate pentru viitor. Cel mai important pariu este lansarea domeniului de ficțiune. Pentru noi e foarte important. Am mai publicat ficțiune și înainte, însă, după cum se știe, editura Niculescu nu e neapărat cunoscută pentru ficțiune.
Și noi dorim să schimbăm asta. Avem niște colecții foarte promițătoare, avem niște titluri absolut incredibile pe care de-abia așteptăm să le punem la dispoziție. Și, practic, acesta va fi pariul anului 2023, pe lângă toate provocările externe. Nu putem dezvălui totul, nici noi nu știm exact totul. Nici nu așteptam să spui totul. Va fi un an plin de surprize și pentru noi, dar și pentru cititorii noștri. Da, și abia așteptăm să vină și veștile bune, că trebuie să vină, eu sunt optimistă. Diana, mi-ai suflat așa un pic mai devreme cum pui tu la cale lucrurile și în social media și cu promovare și vreau să te trag puțin de limbă, spune-ne cum vă promovați voi în general, pentru că tradiția aveți, slavă Domnului, ofertă de asemenea. Cum stau lucrurile aici și cum se integrează și influencerii în strategia voastră de promovare? Păi, acesta a fost, mi-ai pus aceasta, a fost am simțit o întrebare de interviu, pentru că același lucru m-au întrebat și băieții, Andrei și colegul Vali, fix același lucru. Ori gândim la fel, ori e o întrebare foarte da, exact, știi că este de acolo, așa, de suflet. În ultimele luni am încercat să includem cât mai mult în comunicarea noastră pe social media colaborarea cu diversi influenceri. Am crescut, evident, baza de date cu colaboratori și mă bucur tare, tare mult că am reușit să deschidem și aici câteva uși, să reluăm colaborări mai vechi. Iar în acest moment, știi cum e, baza noastră sunt ei, pentru că ei sunt cititorii. Pe noi ne interesează foarte mult părerea lor și suntem tare mândri și tare bucuroși de fiecare dată când este un alt influencer care ne dă tag, povestește despre cărțile noastre, dă vestea mai departe și le mulțumim pe această cale tuturor. Iar pe partea de promovare, să știi că am încercat pe cât posibil să aduc tot ce am venit ca formație de agenție către clientul unic, editura Niculescu. Social media, pentru că acolo sunt oamenii care ne interesează foarte mult, campanii online, cum am spus de Black Friday, încercăm pe diverse platforme de promovare, cum sunt cei de la Performant, unde vă așteptăm dacă vreți să deveniți afiliații noștri, inclusiv campanii de sponsorizare, care mie una sunt foarte dragi și la fel și colegilor, pentru că așa reușim să dăm mai departe. Dar din dar se face rai, așa că și ne putem să dăm mai departe ce am învățat prin cărți. Iar o întreagă planificare pe care trebuie să o punem la punct și așteptăm să vedem review-uri și recenzii și despre aceste cărți. În principal din partea influencerilor, evident. Am ajuns la finalul podcastului nostru, așa că vă las vouă mesajul de încheiere, în special pentru superblogării care încep să-și pregătească foarte curând materialele pentru proba editurii Niculescu, dar și pentru toți iubitorii de lectură care ne urmăresc. Andrei? Nu pot decât să... Optimism! Să... Vă mulțumim pentru oportunitate. Mesajul cred că ar putea să fie unul de încurajare și de, cum să zic, ne trebuie mai multe comunități unite. România e acum într-o perioadă în care își găsește, mi se pare că își caută identitatea așa și nu și-o mai găsește. Generația de tranziție care ne-a trecut prin Revoluție a avut cumva niște lucruri care îi uneau, pentru că au trecut printr-o perioadă dificilă împreună. Vorbesc indiferent de pături sociale sau de
Acum lucrurile astea nu mai sunt la fel și s-au schimbat. Generația noastră e mult mai eterogenă și este foarte, foarte fragmentată în tot felul de bule și bulițe mici. Iar lucrurile astea trebuie cumva să se agrege într-un fel. Și aici intervine rolul nostru, celor care creează comunități. Atât noi cât și bloggerii, influencerii, ar trebui să vedem și the big picture, pentru că ce ne-am hotărât să facem în țara asta este să ajutăm încet, încet să ne ducem către o identitate clară, din care să rezulte o mulțime de lucruri frumoase și bune. Trebuie să fie cât de cât o omogenizare a valorilor, care pornește din educație, din cultură, și lucrurile astea nu, și din interese comune. Și lucrurile astea nu prea funcționează unele fără celelalte. De asta crearea de comunități trebuie să aibă în vedere și cumva în final o crearea unei comunități și mai mari, pe care să o numim România și care să aibă niște valori frumoase comune, cumva. Mie, asta mi se pare că ar putea să fie o misiune comună. Iar din punctul meu din poziția mea de comunicator, vreau să le mulțumim că duc mai departe mesajul editurii, că s-au înscris cu atâta drag la competiția noastră. A fost o foarte frumoasă surpriză să vedem atâta cerere pentru carte și să vedem atâtea titluri frumoase și plăcute. Și mai ales așteptăm să vedem ce ne spun în competiție. Da, și noi suntem foarte, foarte curioși și cu siguranță nu mai avem mult de așteptat. Deja ați lansat, să zic așa, provocarea pentru ei. De acum încolo, în câteva zile, vom vedea și articolele pe care vi le propun spre realizare. Vă mulțumesc, Andrei Niculescu și Diana din Călupu. Vă țin pumnii pentru toate proiectele voastre și pentru viitorul apropiat și pentru cel mai îndepărtat. Să rămânem optimiști, zic, poate prin puterea acumulată a comunităților și energia creativă și pofta de lectură a celor care încă își doresc să citească, reușim cumva la un moment dat să o scoatem la liman, în ciuda tuturor dificultăților. Vă mulțumesc și vouă, dragilor, că ne-ați fost alături astăzi. Vă dau întâlnire la următorul episod din podcastul nostru Vocea Superblog. Până atunci, să fiți sănătoși și creativi! La revedere! Pa, pa!